Bună ziua și bine ați venit la -ți calendarul pentru schimbare climatică. Luna aceasta ne uităm la importanța reciclării. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu lucrurile pe care le aruncăm în fiecare zi? Unde ajung și cât durează să le descompun? În acest videoclip veți afla totul despre gestionarea deșeurilor și reciclare. După ce gunoiul este colectat, acesta merge direct la platforma de gunoi cele mai multe amenajări de acest tip nu fac o selecție a deșeurilor. Învățând despre ceea ce se pune în punga, tomberonul negru, în cele galbene, în cele verzi și în cele albastre, susținem mediul ambiant. Deși ar trebui să ne străduim întotdeauna să reciclăm tot ce putem, în loc să-l aruncăm în deșeurile generale, ar trebui mai întâi să luăm în considerare reducerea la minimum a utilizării plasticului. Dacă nu sunt reciclate, Sticlele de plastic, de exemplu, se estimează că necesită aproximativ 450 de ani pentru a se descompune într-o groapă de gunoi. Cu toate acestea, nu toate. Deșeurile sunt la fel și nu totul poate fi reciclat. Unele produse de uz casnic pot prezenta un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Deșeurile periculoase includ substanțele chimice, vopseaua, bateriile și becurile. Aruncați întotdeauna acest tip de deșeuri într-un mod sigur pentru mediul înconjurător și ducându-le la siteurile de facilități civice. Pentru articolele prea mari pentru deșeurile menajere normale, puteți utiliza serviciul de colectare a deșeurilor voluminoase. Când ar trebui să vă scoateți deșeurile generale? Asta depinde de localitatea ta. Asigurați-vă că aveți informațiile corecte înainte de a vă arunca gunoiul. Practicând gestionarea deșeurilor în fiecare zi, cu toții putem contribui la un mediu mai bun. Să ținem cont de faptul că acțiunile noastre afectează și generațiile viitoare. Ceea ce facem afectează societatea în general și afectează toți cei din jurul nostru. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui scurt videoclip. Acum înțelegeți importanța reciclării și a gestionării adecvate a deșeurilor. Hai să ne distrăm puțin acum.